Bună seara la toată lumea, dragii mei frumoși mei. Am decis ca în această seară să mă vedeți, da? Poate nu m-ați mai văzut de mult așa la față. Am fost un pic cu fetele la parc, da? Și, bineînțeles, am cumpărat aceste minunate cărți, da? Howden House. Ce vrea să zică? Howden House. Vrea să spună că sunt cărți care arată energiile negative, farmecele, blestemele și așa mai departe, da? Sunt foarte importante și foarte frumoase. Ia uitați-le cât îs. Este un tarot foarte frumos, da? Un tarot care ne poate arăta la toți cei care, bineînțeles, vă interesează. Ne poate arăta ce fel de energii planează asupra noastră, da? Așa că m-am gândit ca în această seară să vă fac o lectură în acest tarot, da? Să vedem, dragii mei, ce se arată pentru voi, pentru fiecare. Bineînțeles, cum rezonați. Voi face în două variante. Voi extrage 6 cărți, da? 6 cărți pentru prima variantă și 6 cărți pentru a doua variantă. Acum depinde de fiecare cum rezonați și... ce este doar o lectură generală, bineînțeles, pentru lecturi personalizate, mă căutați, bineînțeles, pe WhatsApp. Haideți să facem 6 cărți, punem jos, dai 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Facem așa ca voi să puteți să vedeți un pic cărțile, dacă se văd, bineînțeles, da? Și... pentru cei din prima variantă cu acest minunat tarot, haideți să vedem, ia uitați-vă, aici vi se arată pierderea banilor, vi s-au furat banii, da? Un bărbat, mai ales un bărbat brunet, care poate l-ați iubit, care a fost soțul vostru sau un ex-partener de viață, ați cheltuit o grămadă de bani cu acest om sau l-ați ajutat. Acest om a fost un bărbat șmecher, pervers, hoț, care v-a mâncat banii, să ne înțelegem, da? A doua carte vă arată la multe persoane dintre voi, din prima variantă, că sunteți persoane cu intuiție, sunteți persoane care aveți puterea de a vă concentra. Uitați, ați făcut ritual, ați făcut pe bază de concentrație și așa mai departe. Cartea vă spune să încercați să continuați aceste mantre, aceste lucruri, să aveți înclinație către lumea spirituală, pentru că vă puteți concentra în așa fel încât și ritualurile care voi le faceți se vor îndeplini. Da? Vom vedea, bineînțeles, a doua carte. Aici vă pare clar că ați lucrat undeva unde nu ați fost plătiți, într-o casă. Poate că ați lucrat, cum se numește, femei îngrijitoare sau ce știu eu, femei de serviciu sau ce știu eu, da, cum se numește, menajere în casa cuiva și nu ați fost plătiți, da, plătite, în primul rând, femei sau chiar și bărbați, ați lucrat ca majordom sau ce ați lucrat, da, și nu ați fost plătiți. Deci, aici aveți unii dintre voi o supărare pentru că nu ați fost plătiți. Vi se mai arată că vi se va îndeplini dorința legată de bani, da? Mai ales persoanele care ați fost păcălite, persoanele care vă doriți o sumă de bani, că aveți contact cu banca sau cu ce aveți și ăsta vi se arată că se va îndeplini ceva legat de bani, da? Iar aici, ia uitați-vă, că cineva, o femeie șatenă spre blondă, face ritualuri împotriva voastră. Uitați, da? Vedeți această pentagramă cu 5, face ritualuri împotriva voastră să vă ieie sporul banului. Această femeie a fost plătită ca să vă distrugă viața. Deci, să ne înțelegem. Iar ultima carte, ați pierdut. Sunteți persoane brunete, sunteți femei brunete care ați pierdut. Ați pierdut casa, ați pierdut familia pentru că v-ați încrezut în alte persoane care, cum să vă zic eu, v-au păcălit. Și o dorință pentru această primă variantă, da? Vom extrage și o dorință să vedem care este dorința voastră vis-a-vis de prima variantă, da? Ce dorință aveți? Aveți dorința ca să vă eliberați de forțele întunericului. Ia uitați, da? Dorința de a vă elibera de forțele întunericului. Asta este dorința voastră. Este clar că aveți în prezent energii negative asupra voastră și vă doriți să vă eliberați de forțele întunericului. Asta a fost prima variantă. Haideți să încercăm să vedem și pentru cei din a doua variantă, 6 cărți. Bineînțeles, vom extrage 6 cărți. 1, 2, 3, 4, 5,
6 și pentru voi din a doua variantă. Să vedem ce vă spune. Persoane care ați intrat în depresie, care ați intrat în patima băuturii, femei, da? Ați intrat într-o stare de nu vă mai interesează nimic, sunteți în patima băuturii sau cineva din familia voastră sau chiar voi înșivă, pentru că vorbim de a doua variantă. Aici este o persoană care este, cum să vă zic eu, moartă și vrea să comunice cu voi, da? O persoană, spiritul unei persoane, femei moarte, care a murit din cauza farmecelor, vrea să comunice cu voi, vrea să vă transmită din lumea de dincolo mesaje, da? Și poate voi nu sunteți pe aceeași lungime de undă. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la vise, da? Aici se arată fain frumos dușmani, foarte mulți dușmani aveți, da? Dușmani care v-ar da și foc de vis să ardeți, da? Ia uitați dușmanii care voi aveți în viața voastră, da? Și aici, bineînțeles, că vă luptați, uitați, vă luptați cu toate aceste energii, cu energia focului, da? Cineva vă lucrează, vă face farmece cu focul. Să știți că farmecele făcute cu focul sunt mult mai periculoase decât cele îngropate sau blestemele. Odată ce este dat pe foc, nu ți se mai poate face nimic. Trebuie să ai puteri supranaturale ca tu să poți ajuta acea persoană. Aici sunt ceva legături urâte legate de foc și ură. Ia, uitați, iară focul. Îl vedeți? Iară focul. Vedeți? Ca să ne înțelegem. Iară se arată acest foc. Deci lucruri urâte făcute asupra voastră, da? Se lucrează cu focul, ca voi să turbați, să luați foc, știți cum se zice, da? Și iară foc. Ia uitați, dragii mei, ia uitați cât foc. Deci avem aici foc, voi ca și femeie luptați cu acest foc. Avem aici dușmani care vă fac farmece cu focul. Avem aici voi care vreți să vă eliberați de acest foc. Uitați, foc, peste tot foc. Deci voi aici aveți ceva foarte, foarte puternic în a doua variantă, da? În a doua variantă sunt farmece făcute cu foc. Deci vă dă pe foc și este foarte periculos, da? Și hai să vedem o dorință. Uitați cât de mult vă rugați. Uitați cât de mult vă puteți ruga. Vedeți că se arată. Și totuși există rugăciunile voastre, acea stea, cum ar fi, vedeți, acea stea frumoasă care vă îndeplinește o anumită dorință. Dacă nu v-ați fi rugat, dragii mei, dragile mele, în ziua de astăzi, cred că erați morți sau moarte, da? Deci, ați văzut ce frumos sunt aceste cărți? Astăzi le-am luat, am plătit 60 de euro pe ele, sunt scumpe, dragii mei, dar sunt foarte frumoase și se merită. Și eu, ca și cititor, da? Da? Nu ca cititor, pentru că eu vi le interpretez, eu ca și interpretator, cum s-ar zice, eu ca și descântătoare, mai bine spus, vă extrag două cărți pentru general și pentru prima și pentru a doua variantă, să vedem ce sfaturi vă dă cărțile, da? Vă dă sfatul de a nu renunța la visele voastre. Chiar dacă ați pierdut tot și ați lăsat tot în urmă și nu mai aveți absolut nimic, ați pierdut casa, ați pierdut familia, ați pierdut bărbați, ați pierdut foarte mulți bani, oricum eu vă spun să nu renunțați. Da? Și această carte, da, trebuie să vă eliberați. Aveți nevoie de o eliberare pentru că aici este energia negativă care o femeie v-a făcut-o, o femeie care și-a vândut sufletul, vedeți acele persoane care sunt încătușate cu lanțuri la gât și cartușe la gât, bec, deci se arată clar că aveți farmece făcute și trebuie să vă eliberați. Spunându-vă aștia, vă pup și vă îmbrățișez, vă doresc o seară minunată, un weekend minunat și să ne auzim cu bine. V-am pupat!